Este o perioadă frumoasă și trebuie să ne putem bucura de ea. Primul rând, ne bucurăm de primăvară, dar în aceste zile ne bucurăm de cea mai sfântă sărbătoare pe care creștinătatea, lumea creștină care astăzi suferă, o cereblează. Celebrăm, evident, suferința și moartea Domnului și ne bucurăm, ne bucurăm pentru învierea Lui. Eu, de foarte multe ori când sunt întrebat uh, cum văd Crucea, o văd fără corpus. De ce? Fiindcă că asta este baza credinței noastre, Domnul a înviat. Binele, a învins Răul. Viața a învins moartea. Lumina învinge întotdeauna întunericul. Aceste gânduri, dacă le transpunem în viața de zi cu zi, le aducem în familiile noastre, atunci putem spera la o lume mai bună, la o lume cu pace, la o lume constructivă. Asta îmi doresc mie și asta vă doresc tuturor: să avem o lume mai bună, o lume cu pace, o lume sănătoasă, o lume care să ne vedem lumina ochilor. Și zâmbetul de pe față. Să cadă anul acesta măștile, să nu mai fim ascunși, să nu ne mai temem, frica să fie învinsă. Și da, privind crucea, privind pe Domnul pe cruce, știm că El, cel care niciodată n-a păcătuit, El a suferit cel mai mult. Să nu ne plângem, să nu ne fie frică, să mergem înainte și să ne iubim aproape.